revenit cu un nou episod, un nou interviu. De data aceasta vreau să vorbesc câteva minute și despre familia Olgăi, familia lui Tomi. Mă simt mult mai apropiat de familia lor, cu Pintea și cu Cătălin, chiar și cu Anca de la Strehaia Oficial. Deci mă simt mai aproape de ei, sufletește, decât de familia lui Leo. I-am simțit așa mai îndepărtați, adică s-au îndepărtat așa de majoritatea, nu numai de mine, pentru că ei doar să facă filmulețe și la bani se gândesc toți. Lasă-mă că nu duceți așa lipsă mare de bani, mai luați și voi o pauză. O să plictisească lumea de voi. Nu mai țineți cont de prieteni, nu mai țineți cont de nimic. Ok. V-ați îndepărtat, asta e. N-am ce să vă fac. Mă simt mai aproape de familia lui Pintea. Vă dați seama că atunci când o să ajung în România, am invitații speciale din partea lui Pintea, Cătălin, Olga, sper să dau și de Tomi, dar nu cred că o să iasă din pușcărie. Slabe speranțe, dacă n-a ieșit la primul apel cum ar veni, la următorul după 15 zile, nicio șansă. În fine, eu sper să n-am dreptate. Deci sunt așteptat, am camera mea acolo la Palatul Olgăi. Sunt așteptat cu brațele deschise, îi simt aproape de mine. Și o să facem lucruri frumoase împreună, atât cât se pot face. Cu alte cuvinte, deci eu mă simt mai apropiat de ei, pentru că am ținut legătura mai mult cu ei decât din partea lui Leo. Din partea lui Leo am vorbit de două ori cu Alin, într-un an și 3 luni. Și cam atât. Câteva mesaje scurte, bam bam și mai nimic. Sunt așteptat și de soția lui Pintea, care este super de treabă. Nu mai dăm nume, n-are rost. Am vorbit și cu ea. Acum o săptămână, cred, Pintea dormea. Chiar de ziua lui Pintea. Pintea n-a putut să răspundă la telefon pentru că era obosit și dormea. M-am vrut să-i transmit la mulți ani. Dacă nu ai răspuns, ce să fac? Te-am transmis prin soția ta. Hai, cam atâta avem de vorbit despre voi, scurt și la obiect, nu lungim prea mult. Observați, 3-4-5 minute diversificat și rest de vreo 25-30 de minute cu ceea ce fac eu aici în America. Apoi la cumpărături, nu știu, să vedem cum pun toate filmările astea, pentru că am 3 episoade care ar trebui să le pun. Aș putea să fac un episod de 5 ore, credeți-mă, dar este foarte greu cu internetul. Nu știu ce se întâmplă. Se descarcă foarte greu. Dar voi veni în România și voi face poate mai mari sau le mai scurtez. Acolo nu mai am subiecte. În România nu știu ce subiecte aș putea să mai am, pentru că voi schimba registrul, voi vorbi despre oamenii cu care m-am cunoscut prin televiziuni, bam bam, și sănătate tuturor! Să stai, am văzut o pasăre mișto aici. Pinguin. Ia uitați. Hei!
Tu ești cu o costârmă? Te-am auzit de mâncare. Să nu zbori. Ce cauți aici la Castor? Și tu vii să mănânci pâine de aici? Mică, dacă i-arunc pâine, se sperie și zbor. Uite, în spate acolo sunt două gâște. Și pasărea asta, am văzut una mai înainte deasupra mea. Și acum o văd aici lângă mine, deci mă și că foc, zici că e pinguin. Ce ești, mă? Ce pasăre ești tu? Ha? Nu vorbești? Zici tu ceva. Aș vrea să prim momentul când zboară. Aici au niște pâine de aici. Da. Sunt sigur că atunci când o să o arunc în apă o să se sperie. A zburat, mă, pe camion și... A dus în partea lui. Am prins așa cât de tot moment. Hei! Luștelor! Hai, luați pâine! Pasărea aia, o văd acolo, în spate. Nu știu cât am prins momentul să a zburat. Dar aia... Hai să vă dau și niște pizza. Ce-a mai rămas așa. Hai, maca, haideți! Ce vă uitați așa? Hai, maca! Pâine, cu pentru ele. Haideți la masă! Arunc cât mai departe. Io! Hai, veniți la masă, da? Nu vă uitați așa. Ca brasca la barieră. Hai, bam! Să vedem dacă am mâncat pâinea aia care am dus-o după amiază. Ui, nu a venit aici. O niște păsărele pe aici. Hai, luați pâine! S-a speriat alea. Te văd aici sus. O, alea, lua până de jos de aici. E ca fost rați. Dar astea de sus nu le-a luat. Astea sunt veveriță. Bine puse acolo. Să mai pun niște pâine sus. Pâine de asta cu scorțișoară. Are două piluțe pe jos pe aici. Punem pe aici așa. Uite, este frumos. Pentru veveriță special. Mai arunc niște pâine pe aici pe jos. Rațe pentru animale, ce-or mai veni ele pe aici. Perfect. Pui de ajuns. Oricum poate mai găsesc și mai în față să mai dau la animale. Dau la doghii aia, de creieria. Gata. Perfect. Hai că le ajunge. Maca! Am găsit niște gâște aici pe uscat. Le-am aruncat niște pâine. Haideți! Hai, vă mă arunc o dată, a treia oară. Arunc cât pot eu de tare, da? Atât o să duce. Eu sunt ferit de pâine. Haideți! Maca! Haideți! Așa, haide! Ia uite, bă, doi cu costârci, trei cu costârci, ești nebun la cap! Mamă! Deci ăștia sunt cocostârci. Pasărea aia dinainte nu știu ce era. Ia uitați, trei cocostârci erau acolo. În tufiș. Ei, vedeți cum zboară? Unul în stânga, unul la mijloc și unul în dreapta. Ia uitați. A?
S-au dus departe. Bam, bam. Hai, poftă bună, maca-maca. Tot pe aici pentru că am văzut căprioarele. Ia uitați câte căprioare sunt în față. Ia uitați, 3, 4, 5 căprioare. M-au văzut și fug. Am pâine pentru voi, mă, căprioarelor. Ia uitați, 3, 4, 5. Ne-am văzut de la distanță. Haideți să vă dau să mâncați, nu plecați. Mai e și una cu câinele aici. Se tot oprea, voiam să vin în locul ăsta să iasem dacă o să iau pe piatra aia. Da, fug, uite și tu. Nu trebuie să se sperie. Se aud și doghii aici. Mă, s-au oprit. N-am mai văzut de mult căprioare pe aici, pe zonă. Lasă dacă pot să ajung acolo să le dau pâine. Să nu se sperie. Ia uite și pădița albă are ala și alălalt. A, bă, nu fiți pricoase, că am stat până acum la plajă. Am luat-o pe drumul ăsta cu piatră. M-am apropiat de ele cât de cât. Sper să nu fugă. Ce greu e să conduci cu o singură mână. M-am apropiat. Hai, poate le păcălesc. Să le dau niște pâine. Asta e, cum să le mai zic? Maca-maca numai. Bambi. Hai, Bambi. Mă opresc să le dau niște pâine, sunt dacă observă. Haideți! Hai, Bambi! Bambi, haideți! Pâine! Nu-ți dau seama asta. Hai, Bambi! Haideți! Cinci căprioare, la 2 pași de mine. Nu-și dau seama că eu le dau să mănânce. Sunt fricoase. Haideți! Hai la masă! Da! Nu te uita așa! La mine că nu-ți fac nimic. Hai, Bambi! Mă uitați ce frumoase sunt. Unde-i cercul? Hai, ultima, asta-i pizza, hai, Bambi! Nu vreți, nu vreți. N-am ce să vă fac. Hai, că am plecat. Bam, bam. Olo, vin spre mine, haide. Hai, Bambi, haideți! Dreapta, văd că vrea să vină încoa. Haide, hai, vin aici. Haide, Bambi. Bravo, bravo, haide. Hai că-ți dau pâine. Hai, Bambi, haide. Haide. Uite, le arăt pâine. Hai, Bambi. Păi ești nebun ăsta, vine încoa. Hai că nu-ți fac nimic. Hai. Haide, hai la masă! Hai că știu că voi e foame! Hai, Bambi! Hai la masă! Haide! Pâine! Haide! Hai că nu-ți fac nimic rău! S-a apropiat asta la 15 metri, dar s-a oprit! Ia să o iau așa ușor pe jos. Hai, Bambi! Sunt 6, bă, căprioare. Uite, mai e una în spate acolo. 3, 4, 5, 6. Hai, Bambi, nu-ți fie frică, că-ți dau pâine. Uite cum se uită asta la mine. Păi, ești nebun, am apropiat la 10 metri. E un gard aici. Hai, să vă dau pâine, da? Uite, mai vin două la mine. Hai să vă dau pâine. Hai, Bambi, Bambi, hai.
Nu fugi, hai că-i pâinea aia. Uite, aia se duce la pâine. Haide, hai Bambi, hai să te văd. Aici e și un graj. Aici e și o casă pe aici. Aia se duce să mănânce, haide. Hai ce m-aș bucura. Hai că am pâine. Hai Bambi, haide. O lasă să mănânce prima oară și pe mă mai arunc. Să nu se sperie când arunc. A ajuns la pâine, mă? Haide, mă! Hai, du-te la pâine acolo! Hai, Bambi! Uite, pâine! Haideți, la pâine! Hai că vine ailalt! Bravo! Hai că nu plec de aici până nu mâncați pâine! Haideți la pâine, haideți! Uite pâine aici. Nio. Hai că vine asta din stânga. Cea mai mică vine la pâine. Bravo, mă, bravo. S-a apropiat de pâine, ești nebun? Haide, haide. La un metru de pâine, haide. Hai, Bambi, că-i pâine acolo. Da, vă filmez și vă pun pe YouTube. Nu vă faceți griji. Uite cum a sărit aia gardul. Haideți la pâine. Uitați cum sar gardul. Haide, hai că a ajuns la pâine, haide. Hai Bambi că e bună pâinea. Nu fugi și tu. Gata, a ajuns la pâine. A mirosit? S-a speriat, mă. S-a speriat, uitați-vă, bă, la ele. Nu fugiți, mă, că nu mă fac nimic. Ia să vedeți cum sare asta. Mai sunt două care trebuie să sară. Aia a luat-o pe jos. Și asta, ia să vedem. Trebuie să sară. A sărit frumos. Mai e una în spate acolo. Se uită la mine, dar nu. Nu vor să vină la pâine, treaba lor. Hai, bam, bam. Am venit la locul meu favorit, aici, la căruță. Înghețată și păpăși. Am dus mâncare și la animale. Am dat de căprioare. Am dat de o pasăre care nu știu cum îi spune. Frumoasă. Am dat de rațe, am dat de gâște, de cocostârci. Mi-a luat înghețată la mine. Dar aici mai trebuie lingură, linguriță, ca să desfacem și gogoșile astea. Ia uitați, gogoși americane, de-alea mici. Mă gândeam să pun în înghețat așa. Ia să vedem. Ia să vedem cum e una așa. Excelent. Hai, băgăm o bucată aici. Încă una. Asta e înghețată mexicană. Din aia cu cinamon, adică cu scorțișoară. Mamă, dar bune. Ia să stau și eu pe căruță. Ah, ce bine. Asta e locul ideal. Bela.
este că am făcut 20 de minute până aici cu bicicleta, bine, m-am mai făcut opriri când am mâncare la păsări, la căprioare. Dacă aș veni pe jos, cred că fac o oră, poate o oră jumate, nu știu. Mamă, cum e asta. Nu știu, cea de-a doua gogoasă. Belea. Îmi place zona asta crepusculară. Îmi place să mănânc în aer liber. O să am o gagică mișto. O să mergem la picnic la grâu. Mai din picnic în picnic o să o țin. Vreme frumoasă, nu mai bate vântul. Asta o beau ca pe apă, s-a topit. Excelentă. Asta e a doua înghețată. Da, mai fost una de vanilie. Am început una și de mango. Dar asta e a doua întreagă care beau ca pe apă. Excelent! Mai stau 5 minute și plec spre casă. Bam, bam! Două gâște care mi-au tăiat cale. Hei, maca, maca, vreți pâine? Hai să vă dau pâine. Stați așa, nu zburați, nu zbura. Hei, maca, maca, pâine vrei? Ia uite, s-a speriat. S-a dus după aia altă. Eu am prins să le dau pâine. Vă dau seama că s-a speriat. Hai, bam, bam. Mâncarea de seară. Mare, ia să te pun asta. Trebuie să le împart, să-l dau și la raton, și la veveriță, și la castor. Deci, hai să vedem. Asta e pentru castor, focaccio. Am mâncat bine. Trei bucăți.
Perfect. Hai, bam, bam. Nu mă luați, mă, la bătaie, mă! Ce o să iau la bătaie? Au plecat de lângă mine pentru că pâinea s-a dus toată pe dreapta. Ia uitați unde s-a dus pâinea. Liniște, vă rog! Nu vă mai aduc pâine dacă faceți gălătie. Sunteți în călduri, ce se întâmplă? Două câte două. Hei, maca, maca! Spectacol! Ieșitoare în dreapta aici la mine. Un corp. Contează că e gioară, dau și la giorică să mănânce, ia să vedem, iar un cucor. Ia, cra, cra! Hai, ai văzut că tu ești deștept? Hai, poftă bună! Dau și la giorică. Vreau să mai arunc o felie așa sau două. Să-mi pace! Maca, maca, fii cu minte! Nu șterta nevasta, că nu-i frumos! Las-o, las-o, maca, maca! Ia pâine! Am adus pâine, da! E geloasă! E gelos, pardon! Să nu stai aici, printre masculi! Maca, hai sus, haide! Hai sus, haide! Haide, hai! Hai sus! Hai la mine! Dobre, ha? Ce cântați, mă, lângă mine aici, mă? Vă place vouă de mine, mă? Uite, ăsta e la răul, căscanul. Asta arată că e lejul până. Așa, maca, maca, mâncați, așa, bravo. Bine, bună, mă. V-ați putut de foame, nu? Uite, două câte două, vedeți? Deci din dreapta, ia uitați. Două, pe categorie două. Câte cucuri sunteți? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cucuri. 2, 4, 6, 8, 10, 12 și una e în plus pe acolo. Deci ați mai apărut câteva. Ce faci, mă? Te speli, mă? Te speli, mă? Să fii giugiuc? Ți-a ajuns pâinea? Ți-a ajuns pâinea? Ia maca, maca! Uite, asta vin după mine.
vedeți? 2, 4, 6, 8, 10. Lasă mă în pace să mănânce. Maca, maca, taci din gură. Uite mă, nu lua să mănânce. Lasă-o în pace. De ce o cerți? Uite, nu lua să mănânce. Și că ai trompetă cum faci. Taci din gură. Lasă fata să mănânce, mă. Bă, bine, cu așa ta să fie. Hai că-i mai dai o pâine. Lasă-o, mă, să că e foame, mă, mă, n-am asta și ceva. Uite, dă pâine la o parte ca să nu mănânce. Păi tu ce faci, mă, lasă să mănânce gagica ta? Că moare de foame, du-o la restaurant, fă ceva. Mamă, mamă. Bă, da, așa rău ești, mă? Găscane? Vezi că arunc cu piatra după tine dacă mai faci figuri. Bă, ce te-mi pui atâta? Vezi că mi-e frică de tine? N-ai arunc cu piatra, că nu sunt nebun. Am glumit, stai liniștit. Așa, hai, du-te, 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 du-te. Bravo. Las-o să mănânce, las-o. Las-o să mănânce, hei. Maca, maca, fii cu minte. Așa, gâsca, gâsca, mănâncă. Eu, deci tu, eu ceartă să, că n-are voie să mănânce. Vezi, zi-ți treaba ta, mă.